Domnul Badea, v-a rămas Moreniul în suflet. Categoric. Am jucat 9 ani la Moreni. E normal să rămână în suflet. Și ca drept dovadă, la orice competiție mai așa de anvergură, sunt prezent. Mă așteptam să jucați și noastră astăzi în meciul Fostelor Glorii. Ce să vă spun, n-au tricouri de ajuns. Am venit mai târziu și n-am apucat. Ultimul număr a fost 11. Păcat de această galerie, păcat de oamenii de la Moreni, de orașul ăsta, de stadionul ăsta, să nu aibă o echipă cel puțin la nivelul Ligii a treia. Eu sper că o să revină cât de curând. Dacă nu anul ăsta, că e cam greu să ajungă unde și-au propus, poate la anul cu mai multă severitate, așa, cu mai multă atenție, s-ar putea să revină măcar la divizia C. O să mai vedem vreodată stadionul ăsta plin ca pe vremuri? Când o-i juca eu. Probabil, probabil. Da, știu eu, multă lume au alte preocupații, înainte era altceva. Ieșeau de la servici, veneau direct la meci. Astăzi fiecare să-și caute un loc cât mai călduț. Pe acasă, prin străinătate, asta e viața.